găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Dialog Social. Ne aflăm la Palatul Copiilor în municipiul Târgu Jiu. Am propus astăzi să realizăm un interviu cu enologul Pompilu Ciolacu, profesor la Palatul Copiilor. Bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit și să vă țină Dumnezeu să veniți mai des! Aveți aici în sală deja doi copii care lucrează și v-aș ruga să ne spuneți dumneavoastră la ce lucrează cei doi. Da, suntem la lecția Icoana de Vatră. Ei ori să vă vedeți că o să vă spună multe lucruri, pentru că știu istoria acestei icoane de vatră. Am considerat că trebuie să marșăm pe această icoană de vatră, având în vedere faptul că tot ce s-a găsit în ceea ce privește icoana de vatră e din partea de nord a Olteniei, deci prin urmare, practic centru icoanelor de vatră a fost Gorjiu, cu județele limitrofe Vâlcea, Mehedin și Dolj. Dar toate icoanele, deci în studiile pe care le-am făcut eu de vatră, existente în muzee, provin din partea de nord a Olteniei. Deci, prin urmare, noi trebuie să ne bucurăm și nu numai să ne bucurăm, să facem tot ceea ce este normal și omenesc, încât cei care vin după noi, copiii în speță, așa, să se mândrească cu această icoană, pentru că ea n-a avut o viață foarte lungă. Ea a apărut, se spune așa, pe la 1700 și ușor, ușor a început să dispară odată cu modernismul, odată cu faptul că vatra focului nu ne mai prea folosea și deja ea era pe cale de dispariție. Dar, printr-o întâmplare, acum vreo 40 de ani, vizitând Muzeul Curtișoara, din suburbia orașului nostru, am găsit, într-adevăr, inițial nu i-am spus icoană pentru că n-am crezut că e icoană. Atât de simplă era, cu o scrijelătură cu Maica Domnului cu pruncul. Pe vremea aceea trăia doamna Udriște, directorul Muzeului de Istorie din Târgu Jiu și etnografic de la Curtișoara. Și bineînțeles că m-a fascinat întrebând-o ce e această lucrare. Este o icoană de vatră. Wow, zic, de ce de vatră? Deci îi spune de vatră. Și a început să-mi explice dânsa, pentru că această icoană era inventată de țăranul român pentru a apăra casa de forțele răului care ar fi putut oricând să intre pe horn, care nu putea fi închis niciodată. Mai mult decât atât, vatra focului era locul sacru unde se cocea pâinea în țest, unde se făcea mâncare, unde se depănau amintiri de către femeile satului în timp de iarnă, pentru că atunci veneau, se strângeau la una dintre ele în casă și povesteau și lucrau și așa mai departe. E, și atunci când am auzit eu acest lucru, pentru că nu auzisem până atunci de aceste icoane și mai mult, foarte mulți preoți n-au auzit de aceste icoane de vatră. Și am zis eu că e șansa vieții mele, în sensul că să o iau pe această icoană de vatră din lada de zestre care era uitată și să o aduc în fața oamenilor și, bineînțeles, a copiilor, încât această icoană să nu dispară. Era o mândrie a mea și este în continuare, pentru că, dumneavoastră știți mai bine, eu m-am ocupat îndeaproape de istoria acestei icoane de vatră, am scos o carte despre icoana de vatră și vreau să nu se piardă acest meșteșug. Spun că n-a avut o viață lungă pentru faptul că ea, datorită modernismului, ea n-a mai putut fi folosită decât prin Palatele Copiilor, școlile populare de artă, cluburile copiilor din țară, unde profesorii, ușor, ușor, pentru că a avut o zonă restrânsă, așa cum vă spuneam, Oltenia în speță. Și mergând eu cu elevii mei la concursurile naționale, bineînțeles că alții au văzut aceste obiecte. Le spuneau obiecte, nu știau că sunt icoane, de fapt. Și eu le-am explicat atât cât știam la vremea aceea despre icoana de vatră. Ușor, ușor și profesorii au început să facă cu ei, chiar dacă erau din Bacău, chiar dacă erau din Maramureș, chiar dacă erau din Suceava. Ușor, ușor această icoană, deci în 40 de ani cam, a început să se extindă în România. Fiecare făcea în stilul lui, cum simțea, deci nu neapărat, deși sculptura și pictura, pot să spun, erau foarte simple, naive, erau făcute de oameni care nu cunoșteau teoria proporțiilor și făcea figura așa cum se pricepea el. Mai mult prin studiile pe care le-am făcut, mi-am dat seama de fapt că datorită transhumanței,
dintre Ardeal, dintre mărginimea Sibiului și Gorj, ele, de fapt, au fost un fel de copie a icoanelor pe sticlă. De ce spun treaba asta? Pentru că în acea vreme, tehnica picturii pe sticlă în Ardeal era la rang înalt. Deci era un obicei vechi, înțelegeți? Și datorită acestei transumanțe, adică ciobănimea din partea de nord a Gorjului cu ciobănimea din partea de sud a Sibiului, s-au unit și le-a văzut și ai noștri. Și zice, mă, zice, n-am sticlă să fac. Pe vremea aceea sticla era foarte scumpă. Dacă ați observat, și casele țărănești aveau ferestre mici, pentru că nu aveau posibilitatea să cumpere pe vremea aceea. Dar aveam, în schimb, destul lemn. Ce a zis? Mă, păi, bucata aia de sticlă o înlocuiesc cu o bucată de lemn. Și pictura și trasarea formelor așa, o fac cu un cuțit, cu un cui ars, în foc. Adică, de multe ori, ardeau cuiul și ușor, ușor, pe desen care îl făcea, se ardea și apărea ca un fel cum erau acum tehnica asta cu aparate de ard, nici nu mai știu cum îi spune, dar nu e important acest lucru. Și zice, ia stai mă, să o transpunem noi forma pe lemn, direct pe lemn, cu forma lui Iisus, Maicii Domnului, fiecare cum considera și ce simțea în sufletul său. Și așa, ușor, ușor, a apărut această icoană. Ba mai mult, după un timp, văzând ei că, bă, dar parcă e prea simplistă totuși, spuneau țăranii, ia să-i dăm și noi două, trei culori de apă. Și au început cu un alb, cu un roșu, cu un verde, cu un bleu, două, trei culori de apă, ca să pară oarecum și semăna foarte mult atunci cu icoana pe sticlă. Înțelegeți? Și, uite, ușor, ușor, la ora actuală, în România, pot să pun cu mândrie și cu bucurie în același timp că nu moare acest meșteșug. Și scuzați-mi lipsa de modestie, cred că am avut și eu o contribuție cam 90% pentru acest lucru, încât să nu dispară icoana de vatră. Și iată că urmașii noștri, probabil la rândul lor și ei, vor transmite mai departe acest meșteșug, deși eu am un băiat care preot vrea să se facă. Și o face cu foarte, foarte, foarte multă pasiune și mă bucur de el. L-am de vreo 4 ani, el e în clasa 6-a, dacă nu mă înșel, da? Așa, și lucrează cu multă, multă pasiune. Am și o icoană terminată de el, aceea din mijloc, acolo. Lateralele sunt niște tripticuri de vatră, pentru că eu am vrut ușor, ușor să mai punem și noi câte o piatră de temelie la icoana de vatră. Și am făcut un triptic. Pe triptic desenam ori îngeraș, ori câte o cruce, dar oricum aspectul era mai frumos când apare un triptic decât o icoană foarte, foarte simplă, înțelegeți? De altfel, băiatul probabil că o să și filmeze după aceea aceste icoane cu care eu mă mândresc. Și vreau să vă spun că și la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, dacă ați văzut, am încercat să accentuez mult arta tradițională, pentru că ne reprezintă, încă nu ne-am globalizat și ar fi păcat să pierdem ceea ce am avut cel mai scump în Lada de Zestre. Și atunci ne luptăm, că ați văzut că avem și probleme, așa sunt timpurile, dar menținem atât dansurile populare, atât meșteșugul popular și sper în continuare mai mult să ne aplecăm spre arta tradițională și spre obiceiul, chiar gastronomia. Pentru că să știți că țăranul român știa să se respecte atunci după ce venea de la muncă, să aibă o mâncare foarte bună și consistentă, ca să poată să meargă și după masă la muncă, că după aceea nu mai putea. Deci de asta vă spun că luptăm, atât Palatul Copiilor, cât și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, luptăm ca rădăcina noastră să rămână
nealterată, neștirbită, și cei care vin după noi, la rândul lor, să transmită așa cum noi am transmis și transmitem mai departe de vreo 40 de ani acest meșteșug. Meșteșugurile, tradițiile, domnule Ciulacu, sunt duse mai departe de acești copii și aveți mulți copii. Da, da, da. Păi, dacă vă spun, au generații întregi. Era la Sibiu și acum mai e un concurs, de fapt o olimpiadă a meșteșugurilor populare pentru copii, și vreau să felicit pe această cale Muzeul Astra din Sibiu că se preocupă de acest lucru, încât copiii să nu uite arta tradițională. Și ani de zile, zeci de ani, am fost cu copiii mei și multe generații și bineînțeles că mă bucuram dintr-un oarecare punct de vedere, îi suspiceam din alt punct de vedere, pentru că în momentul când zicea veniră cei de la Gorj, iar ia premiile întâi. Deci era o bucurie, pentru că într-adevăr am avut generații excepționale și bucuria unui dascăl e când după ce termină acest copil, după ani și ani, vorba cântecului, sună telefonul și spune: domn profesor, sunt cu tare, ce mai faceți? A fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele când am venit la Palatul Copiilor, că acolo simțeam că facem ceea ce ne doream noi și sufletul nostru. Cum să nu te bucuri când vezi că acum ai în Canada, în Olanda, în Germania, copii care nu neapărat continuă meșteșugul, dar ei știu să-l facă. Pentru că le-am spus la mulți și la mulți părinți, oameni buni, nu semnează că dacă vin la etnologie, trebuie neapărat să facă etnologie. Dar pentru faptul că aici pot să-și facă ei cu mâna lor o icoană și când vor fi la casa lor, copiii lor vor întreba, zice, tati, cine a făcut icoana asta? Eu, o mândrie nemaipomenită, când eram ca voi. Vedeți? Deci și pentru acest fapt, chiar dacă el va ajunge un inginer sau un profesor sau un altceva, sau sportiv, e foarte important să știi să-ți faci tu în casa ta o icoană sau un desen sau o pictură care să se bucure și copiii tăi și tu în același timp. A crescut de la an la an Târgul Meșterilor Populari în municipiul Târgu Jiu. Aminte cu drag, da, primul meu an cu jumătate de normă la Centrul de Creație, când m-am luat la domnul director Cepui și am zis: domne, suntem singurul județ care nu avem un târg al meșterilor populari. Pompiliu zice, ai mână liberă, tu îi cunoști, tu îi chemi și așa mai. Și cred că am făcut un lucru bun, iată că a devenit o tradiție Târgu Jiu și vreau să vă spun că întâmpinăm greutăți prin faptul că foarte mult ne solicită și nu putem să chemăm chiar pe toți, pentru că Târgu Jiu nu este un oraș ca și Brașovul sau Clujul sau Timișoara, e un oraș mai mic și cu cât e mai mic și cu cât sunt mai mulți meșteri, cu atâta vânzarea e mai puțină. Deci ne gândim și le și explicăm acest lucru. Oameni buni, bun, data viitoare nu mai chem pe Ionescu, te chem pe tine și facem și noi o primenire cât de cât. Nu poate să fie doar aceiași meșteri decât, de fapt ați văzut. Ei, după aceea am zis, hai să facem și pentru concetățenii noștri sau consetenii noștri. Și a făcut Târgul Meșterilor Olteni, unde am cuprins, bineînțeles, și județele lui Mitrovica, având în vedere faptul că întotdeauna județele de limită au moștenit unii de la alții anumite meșteșuguri, prin căsătorii. De exemplu, s-a dus o fată din Gorj, s-a căsătorit în Hunedoara, acolo normal că a adoptat în timp costumul popular de acolo. Sau a venit cu el acolo și cu modelul de acolo s-a creat alt costum popular și alte forme. Pentru că spuneam de multe ori și în multe emisiuni când mai venea dumneavoastră pe la noi că Gorjul, și nu mi-e teamă că greșesc, să spun că are cea mai mare varietate de modele de costume populare din România. Și acest lucru se realiza exact prin șezătorile pe care vi le-am spus eu seară, iarna în special, că vara n-aveau timp să stea de așa, prin șezători, fetele lucrau, unele din ele ascundeau acest lucru să nu se vadă până în ziua de Paști. În ziua de Paști venea cu costumul nou, cu model pe care nu-l mai văzuseră celelalte și atunci ele se uitau, poate cu râvnă, la modelul care era cel mai frumos, pentru că cei buni se vede din prima, ca să înțelegem, și atunci ele țineau minte puțin din costum, dar nu putea să-l țină minte tot modelul.
și cu ce țineau ele și cu ce mai creau ele, alt costum apărea și altă modelistică, așa mai departe. Și ușor, ușor, așa cum v-am spus, Gorju are cea mai mare varietate de costume populare din România. Eu mă bucur din tot sufletul pentru că, într-adevăr, zic eu, trei zone distincte din România încă mai păstrează arta tradițională și aici nu este neapărat o ierarhie. Eu vă spun așa, deci Bucovina, Maramureșul și Gorjul sunt zonele care încă nu au uitat meșteșugul. Sunt zonele care încă păstrează și port costumul popular cu mândrie. Vă înțelegeți? Deci ăsta este câștigul acestor cercuri, dacă vreți, de artă tradițională, de muzică populară, pentru că nu se pierde. Nu se pierde rădăcina noastră și eu zic că este un lucru excepțional. E destul de greu ceea ce fac meșterii. Meșterii care vin la Târgul Meșterilor Populari, Târgul Meșterilor Populari Oltenii, chiar și la Târgul de Moș și Nicolae. Și mulți bani poate nu iasă pentru ei. Nu întotdeauna câștigă, să știți, pentru că dumneavoastră, când vă duceți în târg, vă duceți deja pregătită. Bă, mie mi-ar trebui un ou în condeat. Vă dau un exemplu acum. Sunt meșteri care trăiesc din asta și de multe ori pleacă împrumutându-se chiar și la mine câteodată. Vă aveți să-mi dați să mă ajung acasă. Dar ei vin, ei insistă și pentru acest lucru eu mă înclin în fața lor. Nu întotdeauna. Vă dați seama, dacă eu aș avea o invitație, să zicem, la Suceava, ca și noi, nu putem să asigurăm și cazare, și transport, și tot ce, și mâncare, și așa mai departe. Ne-am rezumat, atât cât am putut noi, nu că asta vrem, la o cazare, măcar să doarmă în condiții omenești, să aibă un duș, și așa mai departe. Ei, și de multe ori v-am spus, nu toți câștigă, dar ei nu renunță. Și acest lucru pe mine mă încântă în ghilimele, ca să zic așa, pentru că sunt oameni care vin deja. Și vă fac un calcul, așa, la prima, de exemplu, să mă duc la Suceava, pe mine m-ar costa drumul aproape de 4 milioane, să zicem, da? Dacă nu mi-asigură cazare, mă mai costă și acolo vreo două, da? 6, să v-ați făcut. Trebuie să mai și mănânc ceva pe acolo, că nu pot să nu mănânc. Dar hai să zicem 100 de lei, deci ar fi 7 milioane vechi, da? Păi, eu trebuie să vând de 7 milioane, îi dau la parte pentru că n-am, și de aici încolo, dacă eu câștig un leu, se pune. Adică îmi rămân. Deci vă dați seama că sunt mulți care vin pentru că nu pot trăi fără această artă tradițională. Da, plus costul materialelor, însă cei mai mulți dintre meșteri nu au urmași, nu are cine să ducă mai departe pasiunea. Ce spune dumneavoastră e adevărat, mai mult în Gorj. Și spun acest lucru pentru că am participat la tabăra de cercetare de endofolclorică care a durat vreo 13 ani, dacă nu mă înșel, și am mers în toate zonele județului, pe localități. Singura zonă, ca să zic, care încă mai păstrează cât de cât, așa, e zona de Somonte. Restul deja a uitat. Mersesem undeva pe lângă Ciuperceni, era Strâmba Vulcan sau ceva de genul ăsta, un sat. Ne-am întâlnit cu un olar și l-am întrebat, dom'le, ai cuptor, mai ai? Păi cum să nu, cuptorul e intact. Păi și de ce nu mai lucrez? Păi ce să fac, am podul plin de oale. Și unde să le dau? Că n-am unde. Și atunci pentru ce să mai lucrez? N-are rost. Ce pe vremuri aici, în satul ăsta, erau 80 de olari. Acum nu mai e niciunul. Ei, aici ar interveni rolul nostru al centrului, cât de cât, atât cât putem și noi, încât să îi preluăm și să vedem toate târgurile care se desfășoară în România, ușor, ușor să-i trimitem și pe ei. Și dacă vor vedea că vor vinde câte ceva, vor avea curaj mai departe să continue. Și atunci este un lucru extraordinar dacă reînviem un meșteșug care a murit. La noi în Gorj mai sunt doi olari. Unul e la Școala Populară Tărnul Rețin și unul Nea Ion Retezeanu. Restul nu mai sunt. Găleșoaia a dispărut definitiv, ba mai mult, ultimul cuptor din Găleșoaia l-a achiziționat, cine credeți? Muzeul Astra Sibiu, că noi nu puteam să-l punem aceea, că ne era rușine cu el. De asta vă spun că nici nu punem bază pe valoare, de multe ori, și e păcat acest lucru. Eu mi-am propus, pentru că eram pionierul în arta tradițională,
La un moment dat eram singurul reprezentant al României la toate târgurile internaționale care se desfășurau în Europa. Și ușor, ușor au apărut. Filomela Țiștere la Școala Populară de Artă, am început să o bag și pe ea la târguri și așa. Ușor, ușor, deja sora ei și la momentul de față, să știți că suntem un grup foarte bun. Domnul Rotaru de la Crasna, iar un tip deosebit, care a participat și la tabăra cu elemente dacice de la Polovraj. Și pentru că tot veni vorba și despre acea tabără, m-am bucurat când domnul director a zis că deja a alocat niște fonduri, sper să ne ajungă, măcar casă, masă și transport pentru ei, că restul se ocupă primăria din Polovraj și vrem să facem ceva unic. Ați început anul trecut, în 2018. Da, asta vreau să vă spun, mă bucur din suflet că domnul Ciupui mi-a dat mână liberă încât să mă uit exact în istorie cu elementele daci și să fie puse acolo unde e locul lor. Și într-adevăr, am avut un portal foarte frumos, am făcut pe Decebal, Zamolxis, un dac, stâlpul cerului, deci așa, fertilitate. Deci am făcut vreo 7 lucrări foarte faine. Sperăm că și în acest an să ne apucăm. Deja eu am făcut un proiect pentru o horă a dacilor, adică momentul când intri în portalul ăla, deci în poartă, când noi vrei să facem ca un sat acolo, al dacilor, cu casă, cu fântână în curte, cu copil dac, cu femeie dac în curte acolo, cu gardul împletit, cum era odată cu nuiele. Deci vrem să păstrăm acea. Și eu, uite, o să vedeți după aceea, am făcut o schiță, hora dacilor, bineînțeles, în miniatură, ea va fi foarte impunătoare, zic eu, deci cam la 2 metri jumate înălțime, pe 60 de centimetri lățime, 6 centimetri grosime. Vă dați seama, sunt 6 perechi, adică 2 perechi, pardon, 6-6, de bărbați și femeie, puțin stilizate, dar sperăm să aibă un impact extraordinar de mare, pentru că în momentul când intri în casa unui dac, te întâmpină cu o horă, cu o bucurie, după care te cheamă la masă. E, aceea am vrea, oarecum, să unim și alta acțiune pe care vrem să o facem și anul ăsta cu gastronomia din județul Gorj. Și atunci îmbinăm aceste elemente cu tradiția și cu ceea ce a fost. Vrem să aducem dacii acasă și cred că deja am început să-i aducem. Prima ediție a taberei de sculptură de la Polovraj a fost un succes. Deja ne-ați dezvăluit și ne așteaptă la ediția cu numărul 2 de anul acesta. Da, deci v-am spus, sper să apară chiar hora dacilor, da. Sper să apară o casă dacică, cu paie acoperită, bineînțeles, cum era dată, cu fântână, cu cumpănă, cu gardul acela împletit, pentru că trebuie să păstrăm exact și să știți că am studiat de multe ori și filmul daci, pentru că nu poți să faci așa că așa-ți vine ție. Deci noi trebuie să păstrăm o arhitectură exact cum era atunci, gardul cum era atunci, poarta cum era atunci și sperăm să aibă un impact, eu nu știu dacă e bună alegerea sau așa, cum a avut domnul Țopescu cu Pădurea Colorată. Deci n-am crezut că o să aibă un impact atât de bun și atâtă lume să vină, să se fotografieze. Deci a fost o bucurie. Și pentru mine, că uite, toți turiștii care trec opresc acolo. Ei, s-ar putea ca ceea ce vom realiza noi, așa, să fie vizitat sau supervizitat, dacă vreți. Pentru că este într-o zonă extraordinară, atât din punct de vedere al mănăstirilor, este exact aproape în poarta mănăstirii Polovraj, după care urmează mănăstirea Hurez, iară mare, mănăstirea Bistrița sau mănăstirea Într-un-Lemn, Arnota, iată câte obiecte turistice. De altfel, astăvară, și povestea domnul primar, și vreau să-i mulțumesc pentru tot ceea ce încearcă să facem noi acolo, dom'le, atâția turiști au venit. Deci primul lucru se duceau la statuile aceea, pe care, zic eu, le-au făcut aproape perfect acești oameni. Deci, nu am crezut că, virgulă, cu o drujbă, poți să scoți asemenea lucrare. Și bineînțeles, cu alta mici rotiușuri pe la ochi, pe la mâini, pe la așa și mai departe. În restul, numai în drujbă. Da,
foarte mulți turiști au oprit anul trecut, în 2018, la platoul de acolo, de la mănăstire. Mă duc expresul, văd așa, și cum se mai păstrează, pentru că noi am... Asta vreau să spun, trebuie păstrate. Foarte mult ulei în ele, încât să, apa să nu așa, și acum să știți că au apărut foarte multe lacuri de apă, înțelegeți, încât să, nu permite apei să intre în lemn. Și e un lucru foarte bun, o să vedem ce o să iese, dar o să iese ceva frumos, zic eu. Da, anul acesta, deci, ne așteaptă alte surprize la tabăra. Da. Ne așteaptă, sunt convins de acest lucru. Cred că tot pe 7-8 meșteri merge, nu mai mult, pentru că nici nu avem foarte mulți bani. Vă dați seama că noi ne plătim tot, casă, masă, transport, plus onorariu care plătește primăria. Așa. Și cam asta ar fi... Și vorbesc puțin mai devreme și de gastronomie. Avem foarte multe mâncăruri acolo în zona de Sumunde. Centru, vorba de Raluca. Am venit cu propunerea asta, mi s-a părut foarte interesantă. Foarte interesantă, într-adevăr, pentru că noi am avut, să știți, mâncăruri extraordinare de pe timpul dacilor chiar. E adevărat că nu mâncam cu lingura și cu furculița atunci și luam direct. Așa, dar întotdeauna ei mâncau consistent și avea un talent în gastronomia asta. Noi avem destui ani, deci 2000 de ani încât să ne întindem și să cumulăm ceea ce e mai bun în gastronomia Gorjului nostru. Și eu cred că va ieși un lucru bun. Vă mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla anul acesta la tabăra de sculptură de la Polovragi, dar și la Târgul Meșterilor Populari. Când iese? Târgul Meșterilor Populari, primul este în mai, cam pe de Sfântul Constantin, dacă nu mă înșel, spun așa. Și aș vrea în viitor, și am zis că îi propun domnul director, dar uite că am uitat, dar acum mi-a venit ideea, și să facem și o tabără de sculptură pentru copii. Unde vom vedea, vom stabili, că nu putem să o aducem chiar acolo unde sunt elementele dacice, dar vreau neapărat să facem și o tabără pentru copii, pentru că în modul ăsta le dăm impuls de a face mai departe. Copiii ăștia vin de plăcere. Eu nu pot, deci eu nu aș putea constrânge cu ceva, să zicem că la școală, nu vii, lasă, îți dau doidă. Ei vin de plăcere. Dacă vor să se scoale dimineața, să scoală. Dacă n-au chef, nu se scoală. Dar noi avem datoria să-i așteptăm aici. Și ei vin din plăcere. Și mă bucur pentru acest lucru, că încă mai găsim familii, mă refer la părinții lor, care își îndreaptă copiii spre arta tradițională. Vă mulțumesc mult pentru toate aceste amănunte. Și eu vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să, după tabăra de la Polovragi, să ne întâlnim și să ne bucurăm toți de ceea ce vom face acolo. Vă mulțumesc mult. Punem punct aici ediția de astăzi a emisiunii Dialog Social. Ați urmărit un interviu cu enologul Pompilu Ciolacu. Eu sunt Daniela Gapșa. Vă mulțumim pentru atenție.